În ziua Bunei Vestiri, mii de buzoieni, copii, femei sau persoane în vârstă s-au întâlnit la Bisericuța din Crâng, de unde au pornit prin oraș în marșul pentru viață. Cei aproape 2000 de participanți au declarat că sprijină familia tradițională românească și valorile acesteia. Manifestarea a fost un îndemn pentru a descuraja practicarea avortului. Să îndrumași pe copiii noștri să fie bine, să-și urmeze exemplu părinților, să dea naștere la prunci. Orice creștin este obligat să susțină viața. Nu este o opțiune a susține viața, ci o obligație de creștini. Suntem poporul care l-am primit pe Dumnezeu nu din poruncă, ci natural. Numărul mare de avorturi și măsurile contraceptive folosite în mod excesiv au condus la o scădere drastică a numărului populației din România. Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a binecuvântat Marșul pentru Viață. În aceea zi, manifestări similare au avut loc și în orașele Râmnicu Sărat și Neoiu.